Bună seara și bine v-am regăsit, dragii noștri telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Școală și Sănătate, emisiunea care vine în casele dumneavoastră cu cele mai noi informații din cele două domenii. Ne întoarcem la temele din învățământ, asta pentru că este o perioadă foarte aglomerată. Ultimele vești nu sunt îmbucurătoare pentru părinți, dar nu despre aceasta vom vorbi în cadrul ediției din această seară, ci despre proiectele și noutățile de la Liceul Tehnologic Agricol Mihail Cogălicianu din Miroslava. Știți foarte bine că sunt prietenii noștri și mereu au venit cu informații foarte frumoase pentru cei care ne urmăresc, astfel încât pe prima parte va fi alături de noi doamna Casiana Petrescu, este profesor de industrie alimentară la liceul pe care tocmai l-am prezentat, iar pe partea a doua va fi colega dumneaei Ana Maria Dumitrescu, profesor de economie. Ne oprim acum la prima parte, îi spun bună seara și bine ați revenit la noi. Bună seara și bine v-am regăsit. Cu mare drag, iată, așa cum spuneam, o perioadă destul de aglomerată pentru zona aceasta de învățământ. Chiar mă uitam și aseară că ultimele vești nu sunt foarte îmbucurătoare pentru părinți în special, dar cred că și pentru cadrele didactice. Faptul că se zvonește că va fi o perioadă de o lună de zile de vacanță, dar cumva va trebui să ne supunem acestor lucruri care sunt transmise de sus. Să știți că nu sunt îmbucurătoare nici pentru elevi, pentru că deja și intraseră într-un ritm și mai ales cei micuți care s-au întors la școală și cei din anii terminali, deja se obișnuiseră cu un anumit, cu viața pe care o aveau înainte și am reușit în câteva săptămâni să le-o asigurăm din nou și au un gust amar și ei, dar considerăm că cine a decis acest lucru sau dacă se va finaliza această decizie, e cu un scop și e bine gândită. Nu suntem noi în măsură să judecăm. Așa este. Dar una peste alta, în perioada aceasta, cum ați funcționat? Ați fost la școală cu toții? Ați mai făcut sistemul acela mixt? Cum ați avut activitatea? Să știți că avantajul unui liceu tehnologic e că elevii au practică. Și dacă știm foarte bine că scenariul roșu se impune atunci când localitatea respectivă este peste 3 la mie. Miroslava se încadra în acest scenariu roșu, însă acest scenariu prevede pentru cine vine la școală, elevii din clasa din învățământul primar și anii terminale, a 8-a, 12-a și a 11-a profesională, completare și seralul. Însă la liceele tehnologice vin și cei care sunt în practică și fizic, cu prezență fizică. Ceilalți rămân în învățământ online. De aceea chiar am avut multe clase au intrat în practică și au putut participa la ore fizic în școală sau la agenți economici, pentru că să știți că am întâlnit o bună voință din partea multor agenți economici. Unii au avut reticențe pentru că li se impun anumite reguli și atunci au refuzat anul acesta colaborare, însă alții au fost foarte deschiși și au reușit să ne primească cu elevii în practică. Vom discuta amănunte despre partea aceasta de practică și despre ce au învățat în perioada aceasta copiii pe care îi aveți, dar astăzi a fost cumva și o zi cu emoții pentru elevi, a fost simularea și în același timp sunt pregătiri intense și faceți pregătiri intense pentru admitere. Deja sunt locurile stabilite, lucrați la partea de promovare. Cum v-ați gândit anul acesta că va fi? Să fac o paranteză înainte de a vă expune oferta noastră educațională. A fost ultima zi de simulare. Elevii au avut, cei de la Liceul Tehnologic, biologie vegetală și animală. Toți și-au ales această materie la care dau bacalaureat. Tot au fost glume luni pe seama spiritului civic, însă să știți că elevii noștri cam erau familiarizați cu acest spirit civic, pentru că noi cam i-am introdus tot timpul în activități de voluntariat și au asociat foarte bine spiritul civic cu acțiunile de voluntariat în diverse forme și cu diverse teme. Făcând o glumă, e destul de ciudat ce s-a întâmplat, pentru că cumva spiritul civic nu ar fi atât de străin de noi și în 2021 ar trebui să fi avut măcar o dată contact cu acești termeni, nu?
Toți știu foarte bine ce înseamnă, dar nu cred că folosesc acești termeni în viața de zi cu zi și atunci de aici li s-a produs blocajul și faptul că ei au dat o simulare a unui examen național, deja emoțiile erau la dublu pentru ei. Da, sperăm să avem rezultate bune, sperăm cei care nu au înregistrat rezultate satisfăcătoare să-i motiveze și astfel să știe unde se poziționează cu materia, mai au 3 luni de zile la dispoziție și să muncească în perioada aceasta, să recupereze cumva, măcar să reușească să treacă peste acest examen cu bine și cu note frumoase. Da, și cum spuneam, pregătiri pentru oferta educațională, de altfel lucrat și am văzut și la un filmuleț foarte interesant, tot felul de, cum să le numesc eu, cârlige e prea mult, dar doriți să vă atrageți un bazin frumos de elevi la liceul din Miroslava. Da, ne dorim lucrul acesta și din ce motiv? Pentru că agricultura nu mai este ce a fost odată, agricultura se face la standarde înalte, cu tehnologii moderne și atunci și noi trebuie să promovăm ceea ce este de fapt agricultura, ce este industria alimentară, ce înseamnă să fii mecanic agricol, pe ce utilaje lucrezi și cât de moderne și cât de mult poate să semene cu un brand de mașină foarte cunoscut, n-am să dau numele la niciunul dintre ele. Da, noi venim cu o ofertă educațională. Așa am încropit-o noi după cerințele pieței și a forței de muncă. Revin și tot timpul, de fiecare dată când m-ați invitat, întotdeauna v-am spus cât de importantă este agricultura și industria alimentară în viața noastră de zi cu zi, pentru că furnizează alimentele pe care noi le consumăm și fără de care noi nu putem să trăim. De aceea, noi pentru elevii de clasa 8 am prevăzut două oferte, le-am selectat așa pe cicluri de învățământ, învățământul liceal și avem aici 2 specializări, tehnician veterinar, 24 de locuri și tehnician activități economice, tot 24 de locuri. Pentru învățământul profesional, și acesta este împărțit în învățământ profesional de stat și învățământ profesional dual, avem specializarea brutar-patiser, care în învățământul profesional de stat vine cu 24 de locuri și în învățământul dual cu 12 locuri. Ce înseamnă deci 36 de aici rezultă 36 numărul de aici. Final. Da. Învățământul dual înseamnă un învățământ de stat în colaborare cu agentul economic. O să vorbesc un pic mai încolo și ce înseamnă se vede la bani. Contribuția agentului economic. Mai avem încă o specializare pe profesional învățământ de stat, preparator produse carne și pește, 12 locuri și mecanic agricol, 12 locuri învățământ de stat și 12 locuri învățământ dual. Pentru cei care au finalizat studiile liceale, avem o specializare la nivelul post-liceal, 24 de locuri, specializarea tehnician controlul calității produselor agroalimentare. Avantajul învățământului dual este că elevii primesc pe lângă bursa de stat de 200 de lei pe care toți de la învățământul profesional o primesc, ei mai primesc încă 200 de lei de la agentul economic. Cam din fericire, în zilele noastre, agenții economici de la an la an tot se îndreaptă spre școli, spre licee, în special spre licee, și reușim împreună să îmbinăm nevoile lor cu cunoștințele noastre și astfel să dezvoltăm copiii într-o formă cât mai modernă și cât mai bine pregătită. Ei, agenții economici, pe lângă această bursă de 200 de lei, mai asigură copiilor gratuit, unii dintre ei, fie transportul, fie cursuri de igienă, fie cursuri de protecție a muncii, echipamente de protecție, dar nu numai la învățământul profesional dual, chiar și la celelalte forme de învățământ, agenții economici asigură aceste beneficii. Și nu sunt puține în timpurile acestea.
acestea pe care le avem, pe care le trăim, e clar că sunt, facem așa un calcul sau tragem linie și vedem că suntem pe plus. Da, și așa este. Poate comparativ cu o altă perioadă, acum ceva timp, nu erau aceleași avantaje și poate nu erau atât de motivați elevii să meargă, să cumva să urmeze un astfel de învățământ. Da, este bine pentru că, cum am spus, agricultura, industria alimentară sunt domenii care n-au cum să moară vreodată. Sunt domenii care îmbină foarte mult tehnologia, chiar și IT-ul, se filmează acum cu drone. Culturile agricole sunt supravegheate cu ajutorul dronelor, deci nici nu trebuie să mai stai pe câmp. Utilajele sunt cu GPS, unele dintre ele sunt atât de moderne, deci e mai mare dragul să conduci un tractor. Da, aici făcând o paranteză, cred că toată lumea a văzut imaginea aceea care circulă pe Facebook cu sapa. Primăvara începe cu sapa, acum aș putea spune că primăvara începe cu un utilaj de ultimă performanță care înlocuiește nu o sapă, ci o întregime de utilaje sau de unelte de acestea agricole. Da, așa este. Apropo de utilaje agricole, și noi ne-am achiziționat la începutul acestui an din fonduri proprii un tractor nou-nouț cu remorcă și suntem foarte încântați pentru că încep culturile agricole, o parte dintre ele au început și ne facem treaba foarte bine cu el. Sperăm să baza materială să fie îmbunătățit de la an la an. Și da, și e bine și am cerut că vreau și eu să mă plimb cu tractorul și dacă se poate să fiu lăsată și eu să-l conduc. Chiar îmi doresc foarte mult acest lucru. Știu că e mai simplu decât la o mașină, nici eu nu știu, nu am avut această experiență, dar cu siguranță elevii vor învăța foarte repede să mânuiască și să conducă un tractor, mai ales că acum nu mai sunt tractoarele de acum 20 de ani, e clar că totul este automatizat, totul este digital. Sunt convinsă că au și parte de GPS unele dintre ele, deci e clar că ți-e mai mare dragul să lucrezi cu astfel de utilaje. Nu da, te mai chinui. Da, conectate la wireless, exact. Aer condiționat. Chiar... Știu că unele își fac lucrările acestea agricole doar cu un singur touch, ca să zic așa, sau cu... Nu? Parcă așa știam. E interesant și așa cum spuneați, iată că acum e altceva agricultura. Este cu totul altceva, deci și faptul că și partea financiară este importantă, nu poți să-ți câștigi existența foarte bine dintr-un astfel de job. Și mai ales după ce îți finalizezi studiile, poți să depui pe un proiect european, finanțat propria... european și uh-huh. să-ți faci propria afacere. Uh-huh. Tu vii cu, depinde de axă pe care axa ai depus, tu vii cu o sumă destul de mic, un procent foarte mic și ești finanțat de către Uniunea Europeană și poți să-ți dezvolți, să devii propriul tău șef, propriul tău om de afaceri, chiar dacă ajungi, să nu, după ce ai terminat studiile, să tragi concluzia, nu-mi place meseria aceasta, nu vreau, însă ai niște noțiuni foarte bine dobândite și atunci poți să le implici, vrei să faci, nu știu, să-ți faci un magazin comercializare produse alimentare și atunci poți să îmbini această parte, mergi pe partea de IT, faci un site, ți-ai făcut și un magazin virtual, punct de lucru și comercializezi produsele despre care tu chiar știi cum se fac și calitatea lor, pentru că este foarte important să cunoști acest domeniu. Mm-hmm. Și unde mai pui dacă vii cu o idee nouă pe piață, cu ceva wow, e clar că vei avea rezultate și cu siguranță și vânzările vor fi foarte frumoase. De altfel, ne-ați obișnuit, cel puțin până să fie nebunia asta cu pandemia, mereu să veniți cu câte un produs nou și să ne atrageți acolo să vă vizităm, să vă facem o vânzare mică, de ce nu, sau la târgurile în care sunteți prezenți. Dar vreau să chem cumva și cu partea aceasta de admitere. Am menționat câteva avantaje și facilități pentru elevi, am mai putea adăuga și altele la ceea ce ați spus? Da, să știți că avem cămin, avem cantina autorizată.
copiii beneficiază de aceste servicii. Avem laboratoare dotate modern, două laboratoare de industrie alimentară, laborator de anatomie, laborator de biologie, laborator pe specializarea mecanic agricol. Și să nu uităm că avem un parc foarte frumos și să știți că acum în promovare tot le-am cerut părerea elevilor de ce au ales școala noastră și ce le place aici. Asta m-a interesat cel mai mult și foarte mulți dintre ei, faptul că sunt implicați, că profesorii sunt foarte buni, empatici, pe lângă aceste lucruri, elevii au spus, îmi place că aici, că este o grădină foarte mare, ei se simt, conexiunea cu natura este foarte importantă și atunci ei se încarcă energetic din parcul nostru. Nu sunt nevoiți să meargă în oraș sau în alte zone să-și ia această relaxare de care vorbeați, să se liniștească, să se plimbe, să socializeze cu colegii, de ce nu? Bine, acum și vremea să fie de partea lor, că iată, se pare că nu se mai termină iarna, da. Apropo de parcul nostru, să știți că am intrat într-un proiect de reamenajare a parcului și deja l-am început, așteptăm să se stabilizeze vremea. Uh-huh. Ca să ne continuăm proiectul și vrem să plantăm arbuști decorativi, să realizăm o stâncărie, să facem un anfiteatru în aer liber. Sperăm ca anul acesta să terminăm tot ce ne-am propus, ca elevii să se simtă cât mai bine la noi, în curtea școlii, în școală, unde consideră ei. Mai bine, poate vă gândiți la o specializare pe horticultură, că iată, se leagă cumva lucrurile și ar avea unde să studieze și partea aceasta și ar fi interesant, de ce nu, să fie un liceu agricol cu de toate. Să știți că anul acesta ne-am propus, prin finanțarea Ministerului Agriculturii, știți că liceele agricole, 57 de licee agricole sunt sub dublă finanțare a Ministerului Învățământului și Ministerului Agriculturii și ne-am propus ca anul acesta, în primăvară, să înființăm o cultură de gălbenele și o cultură de aluni. Deci noi ne pregătim. Să vă întreb ce veți face cu ele? Să ne dați puțin din casă? Sau? Deocamdată să le înființăm. Și idei vedem. Gălbenelele sunt foarte des folosite în foarte multe remedii. Bănesc că ceaiurile remedii. Vor fi... Ceaiuri, unguiente, ce... Mai avem. Încă să ne crească gălbenelele și după proiectăm. Și alunul? În ce vă gândiți să-l folosiți? Ca atare sau... Nu ne-am proiectat deocamdată produsele. Vă dați seama că noi întotdeauna venim cu ceva personalizat, un produs personalizat. Și cu siguranță nu ne vom raporta doar la alunele propriu-zise să le consumăm ca atare. Încercăm să venim cu ceva nou, dar deocamdată suntem la stadiul de înființare culturi. Dacă toți sunt la înființare culturi, cea mai reușită anul acesta, cu ajutorul colegilor noștri de specialitate, care au identificat un antreprenor, un fermier care și-a desființat cultura de lavandă și am reușit să ne dublăm noi cultura noastră de lavandă și asta le mulțumim pe această cale tuturor antreprenorilor și tuturor care vin în sprijinul școlilor. Fără ei noi nu avem cum să reușim. Am înființat un solar unde vom pune răsaduri cu tot felul de legume, de la plante aromatice, rădăcinoase și tot ce este nevoie pentru cantina școlii. Și am mai îmbunătățit livada, am mai plantat pomi fructiferi, unde consideram noi sau în ce aveam deficiențe. Și da, mergem pe această parte frumoasă de agricultură și horticultură. Încercăm să creăm un mediu cât mai plăcut pentru că vrem ca peste ani să dezvoltăm un campus după ce reușim să îndeplinim tot ce ne-am propus, să fie unul dintre cele mai frumoase campusuri școlare, unde elevii să se simtă ca acasă, să se simtă ca într-o tabără
Nu doar ca la școală. Unde mai pui că bănesc aveți și elevi din afara județului Iași și pentru ei chiar e nevoie să fie locul acesta a doua casă. Cel puțin așa cred că ar trebui să se simtă. Să știți că avem foarte mulți elevi din afara județului. Din afara județului, chiar de la Botoșani, Vaslui, chiar din Pașcani. Foarte mulți elevi avem, de asta și suntem, o să vă explice colega mea, și la un program de construcție a unui cămin. Încercăm să fie cât mai modern, cât mai frumos, ca ei simtă din ce în ce mai bine. Anul, în ianuarie, când am fost la dumneavoastră, v-am spus că suntem pe nou anul acesta. Și pe plus. Pe plus și pe nou. Deci da, anul acesta suntem, vrem toți să schimbăm, tot ce se poate schimba. Da, nu am uitat, iată că e bine că am plecat de unde am rămas data trecută. Am promis că discutăm un pic și despre învățământul dual. Sunt foarte multe avantaje, deja ne-ați povestit despre el și dacă tot ați spus că sunteți pe plus și pe nou, anul acesta învățământul dual deja a crescut. E mult mai cerut, e mult mai căutat și pare că rezultatele sunt foarte bune. Da, să știți că este mult mai cerut și mult mai căutat și din ce motiv? Tot la agenții economici ajungem. Ei ne sprijină și venim pe această cale cu rugămintea, poate noi nu reușim să ajungem la toți agenții economici, însă ei ne pot căuta, iar împreună să clădim ceva pentru viitorul țării, pentru viitorul lor, să formăm specialiști de care au ei nevoie, noi pe partea teoretică, ei pe partea practică și da, împreună putem să formăm caractere și specialiști, nu doar caractere. Elevii au parte de tot felul de avantaje prin acest învățământ dual. Plecând de la avantajele financiare, că nu mai există, nu mai e doar bursa de 200 de lei, este o bursă de 400 de lei, iar unii dintre agenți economici pe perioada verii, pe perioada vacanței îi și angajează și reușesc să își asigure un venit și vacanța. În vacanța lor. Mai mult decât atât, noi reușim să le asigurăm partea practică prin laboratoarele școlii. Însă problemele cu care se întâlnesc, când vorbim de o producție mare, problemele sunt mult mai dese și trebuie să le vezi la fața locului. Și le vezi, nu? La fața locului. Uh-huh. Nu le poți întâlni într-un laborator la fel de frecvent și să reușești să identifici soluția, cum le identifici într-o fermă, într-un laborator de patiserie sau într-o brutărie sau într-o carmangerie. Deci nu, la fața locului se identifică problemele mult mai bine. Și ei reușesc, pe urmă, să devină specialiști chiar la 18 ani, să dobândească toate cunoștințele practice de care au nevoie agenții economici în momentul în care îi angajează. Da, sunt lucruri foarte, foarte faine și interesante. De altfel, urma să vă întreb dacă ați spus că ați făcut practică în perioada aceasta. V-a încurcat un pic vremea? Mă refer aici la lucrările agricole care se fac afară, efectiv. Să știți că da, au încurcat. Acum vorbesc și în nume personal. Mi-am cumpărat niște copăcei și de două săptămâni i-am mutat în ghiveci pentru mine acasă și nu mă îndur, mi-au înflorit în ghivece, nu? În ghivece, da, pentru că vremea nu este corespunzătoare. E ciudat. Deci suntem la final de martie. Da. Și arată de ianuarie vremea, dar vom vedea ce va fi. Speranțe pentru aprilie nu prea am văzut să fie bune. Eu am o glumă, am zis, toți ratăm acum astenia de primăvară, pentru că nu mai există primăvară. O să mergem direct în vară. Mai avem vreo două minuțele la dispoziție și nu puteam să trec fără să nu vă întreb de subiectul legat de concursuri și de evenimentele pe care mereu le organizați, produse noi, de altfel. Ce ați făcut în perioada asta? Aveți ceva nou? În perioada aceasta, să știți că o parte dintre elevii care fac practică la specializarea bucătar-cofetar au, prin rotație, asigură desertul pentru elevii cazați în cămin.
în fiecare zi, ceea ce este un lucru foarte bun. Proiecte, suntem... Legate de concursuri, vor mai fi anul acesta sau anul acesta, nici măcar online? Că nu sunt formulate ca și concursuri, sunt formulate ca și granturi. Avem participanți, suntem înscriși, foarte multe concursuri la care suntem noi înscriși, au evaluarea finală este în luna mai-iunie și atunci... Încă nu s-au selectat echipele finaliste, deci nu am putea să vă dăm un răspuns. Însă elevii, mai ales pe partea de antreprenoriat, iar au venit cu idei geniale, cu planuri de afaceri minunate. O să aflu pe partea a doua de la colega dumneavoastră, pentru că fiind profesor de economie, e clar că e și în sfera aceasta și bănuiesc că are diverse activități cu elevii pe tema aceasta. Mulțumim tare mult pentru prezență. Într-adevăr, sunteți pe plus și e mare lucru. Vă urăm spor în realizarea admiterii și să aveți elevi de peste tot și să vă ocupați toate locurile și să ne vedem cu bine și cu sănătate. Ne găsiți pe Instagram, ne găsiți pe Facebook, aveți toate datele noastre de contact, orice informație, răspundem în timp real. Deci nu ezitați să ne contactați. Vă mulțumesc cu mare drag pentru invitație. Și vă mai așteptăm aici. Doamnelor și domnilor, noi luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar pe partea a doua revenim. Stați alături de noi.